Salut, Spari din Republica Moldova și din România. Suntem astăzi 10 august, dacă nu greșesc data, 2020. Și am zis să vă prezint și o să fac cu roișorul cel aprins în capcană. Vreau să vă spun un singur lucru, l-am verificat. Are matcă tânără care pontează. I-am făcut și un varachet. Posibil este un roișor sau un nucleu din perechere de la cineva unde a eclozionat matca, a început să ponteze și cred eu că nu a apărut puietul căpășit, a abandonat puietul ca să se elibereze de păduchi. Asta e unica, să spun eu, unicul lucru care îl găsesc eu așa logic care ar putea să fie întâmplat cu dânsul. Nu este un roi, adică că o roit o familie. Eu am verificat pe la mine, am ridicat adică capașele. Familiile mele sunt destul de bune, adică nu puteți să iasă așa un roi dintr-o familie bună. Plus familioarele care le am eu mai mici, roiurile sau nucleele din perechet care de acum sunt roi pe 4, pe 5 rame, așa familioare, adică dacă ieșeau din cauza păduchilor, ieșeau tot din stup, abandonau tot stupul. I-am verificat pe și mai mici care i-am, e totul bine, sunt măcile, adică probabil nu este de la mine, că explicația asta ar fi, că au abandonat stupul din cauza păduchilor. Eu stupe abandonați, adică lăs goale, nu am găsit la mine. Bine, și acum vreau să prezint ce o să fac cu dânsul, pentru că este foarte puțin albină acolo, este o ramă de albină, practic, și cu matca. Nici nu știu ce fel de matcă este, dar o să o pun într-un stup și o să o testez pentru anul viitor, cred. Și hai să arăt ce vreau să fac. Aici, în stupul dat, am avut un roi care l-am făcut cu botcă. După ce a eclozionat botca, s-a împerecheat matca. După ce a eclozionat matca din botcă, s-a împerecheat și o și pontat. Și acum vreo 10 zile în urmă am găsit matca marcată în fața stupului și albinele au tras, clar, au tras boci de salvare. Nu știu ce s-a fi întâmplat. Cam atins-o eu cumva, că albinele au omorât-o, nu știu. Printre altele, la mine, măcile, chiar și în roi din perechere, în nucleele din perechere și în roișor, la mine toate sunt marcate. Matca dată pe care am colectat-o de pe pomul și ala, din capcană, nu este marcată. De asta mă duc și cu gândul că nu este de la mine din stupină, o fi venit de undeva. În legătură cu capcana, că mulți. Cineva m-a întrebat acolo dacă țin capcana tot timpul în copac. Eu de la începutul mai până la începutul septembrie, așa și de acolo. Anul ăsta o ieșit și la mine câțiva roi, vreau să spun. Tot acolo i-am găsit. Și plus, și interesant, pentru că azi discutam cu un prieten apicultor, uite, stă acolo în pom, rama și aia neagră, găselniță n-ai să vezi niciodată, deoarece este ventilată și este expus soarelui. Adică am văzut un lucru bun, vreau să spun, când am fost la București, la centrul și ala de împerechere a măcilor la Băneasa, am văzut un lucru foarte bun, am văzut o încăpere, să spun așa, cu acoperiș deasupra și doi pereți rigiți, clădiți, acolo nu mai țin eu minte cum erau, dar peretele din față, spate, era făcut din plasă, să nu între șoareșii, și erau expuse ramele exact curenților de aer. Și spune domnul Seceanu că nu folosește nimic împotriva molii, pune ramele, uite, în felul istia, albinele pot să între, le curăț, acolo mai este o zăpășeală, o zi, două, după ce le pune, și după aceea e liniște, principalul sunt între șoareșii acolo. Și nu are probleme cu găselnița. Bine, familia asta, am spus, o tras boci de salvare.
familie. Un roișor. Nu e atât albin. Uite, vedem aici două. O să le distrung. Aici, dacă îl lăs așa cum se găsește, vă închipuiți, are bocile acum căpășite, hai mai durează vreo 5 zile, știu eu, 4-5 zile până ecluzionează, mai durează până se împerechează matca, mai durează până începe pontatul. Și când te-ai uitat, luna august a plecat și practic albina care trebuie să fie crescută pentru iernat, nu o să fie practic. Deci e destul de bine, vedem albinuță mult tânără, ecluzionează acum din puietul ăsta. Verificăm ramă cu ramă. Uite și aici. Boci. Le distrugem toate. Așa una, alta din coace. Uite așa, am distrus toate boțile care sunt de salvare aici. Avem și ceva puiet, albinuță tânără. Și acum ce o să-i fac? Metoda care e testată de mine nu odată, unificarea prin ziar. Uite aici ce scrie. Se vede? Uite aici, vrem unirea. Facem unirea. Iar un corp gol deasupra. Uite așa. S-a etanșat bine. Un lucru am uitat, spun tratamentul, dar o să-l pun sus. După aceea o să-l mut. Și mergem și la familioara care am găsit-o. Mai bine să se ia în ține fumătorul. O să iau familioara încolo. Nu deranjez aici. Am testat unificarea prin ziar și cu matca în primul corp, adică la locul ei unde se află și deasupra să vine cu familia cu probleme, și am testat-o și invers, familia cu probleme jos și matca sus. S-au unit fără probleme, încă niciodată la unificarea prin ziar nu am avut eșec. Niciodată, de câte ori am făcut unificări de felul ăsta, nu mi-a omorât matca niciodată. Uite ce-i tăt uat, poate vedem și matca, nu știu. Nu știu dacă s-o vede ouăle. Așa, în zona aceea. Așa, ar fi bine să vedem matca. Pentru că sunt albinuțe și pipereții stupului. Și e bine să o vedem noi că e aici.
Tot timpul într-un pumn de albină mai greu găsești matca. Nu știu de ce. Uite-o aici, am văzut-o. Stai un pic. Uite-o aici. Stai că treci sub leaz dincolo. Bine, uite-o. Matcă tânără nemarcată. Să vedem obiectiv. Sau nu te-ai uitat? Uite aici, uite în locul ăsta. Da. Știm că mătcuța e aici. Punem tratamentul aici, după ce îl coborăm jos. Diafragma. În felul ăsta familiile se vor unifica. Aici voi avea o matcă care chiar o voi monitoriza să văd ce face e mai departe. Încă o dată spun, nu este matcă de la mine, pentru că la mine măcile sunt marcate. Uite cam lucrul ăsta am făcut cu matca găsit în pom. Vedem și iasă din tot treaba asta, adică și o să iasă. O să iasă o familioară care în momentul dat are o pioramă și ceva ou de la matca dată. Mai are acolo pe vreo 2-3 rame și ceva puiet căpășit care o să eclozioneze. Mai departe apare și larvarul peste câteva zile. O să fie o familioară pentru iarnă. Vedem, poate mai târziu de la familii care am să le desființez, că am câteva familii cu măci bătrâni care trebuie lichidate, îi mai adaug ceva albină și puiet, poate eu știu, la familia dat și o să ierneze. Atât vă spun, o zi bună în continuare la toți vă doresc!